Ziua în care sunt pomeniți cei care s-au săvârșit mucenicește și au mărturisit dreapta credință, făcându-se apărători până la jertfelnicie ai credinței noastre strămoșești, ai nemului și ai țării noastre, a adus împreună în duh de rugăciune numeroși credincioși la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, Părintele Andrei Ianovici de la Parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavriil Frasin a explicat actualitatea îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos: veniți după mine. Pescarii cei simpli au devenit ucenici și apostoli prea înțelepția lui Hristos Dumnezeu și prin trânsii a vânat toată lumea, arătându-ne pentru totdeauna cu pilda vieții lor cum toate trebuie să fie întru adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu prin ucenicii Domnului. Având nevoie de lucrători pentru împărăția veșnică, s-a adresat unor pescari zicându-le: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Aceștia, lăsând corabia, mrejele și familiile lor, au mers după Domnul nostru Iisus Hristos, care a făcut din ei solii mântuirii în timp și în spațiu. Hristos, Dumnezeul nostru, străbate de peste 2000 de ani Galileea lumii noastre, cerându-ne să-L urmăm spre a găsi în El sens superior și demnitatea adevărată. Mântuitorul nostru este calea, adevărul și viața, încât urmându-L ne dovedim împreună lucrători cu El la zidirea trupului tainic al bisericii. Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic le-a vorbit credincioșilor despre mulțimea sfinților români care îmbogățesc calendarul bisericii noastre, reamintind că anul viitor alți 15 duhovnici ai neamului nostru vor fi trecuți în rândul sfinților. Sunt până acum proclamați în jur de 170 de sfinți, mai urmează în anul viitor, când printre cei propuși vor fi canonizați și părinții Paisie și Cleopa de la mănăstirea Psihăstria, părintele Petronul Tănase, care a fost și sfinția sa viețuitor și în Sihăstria și în mănăstirea Slatina, și printre cei care vor fi canonizați se va număra și părintele profesor Dumitru Stăniloae. Predica ierarhului la Evanghelia acestei duminici poate fi lecturată pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.